Salutare și bine ai venit aici pe canal la un nou video. Eu sunt LCH Gamer și până să începem videoul de astăzi, dă un like, dă un subscribe, lasă un comentariu, fă ceva. Astăzi mergem și ne uităm la premiile de la Weekend League. Ne-am întors, am jucat Weekend League, am făcut 9 victorii și le-am făcut într-un mare stil. După cum se vede aici, mai aveam 2 meciuri de jucat, mai trebuia o victorie. Meciul începe greuț pentru noi și luăm un gol de la Diaby. Acest card îl avem și noi, bă, și nu ne merge deloc. Pur și simplu, nu dorește să joace la noi. Nu trece mult însă, luăm mingea cu Pirlo, power shot, excepțional. Excepțional power shot cu Andrea Pirlo. Pe fondul unui corner bătut prost de adversarul nostru, recuperăm mingea și urcăm cu Leao și urcăm și urcăm și în sfârșit Puskás face un run bun, un run excepțional, un lobică frumos și se face 2-1, minutul 22. Recuperăm cu cap de Vila, o pasă la Leao, către Puskás, înapoi la Leao, șut la lung cu exteriorul, minutul 35, 3-1, începem să tranșăm a noua victorie din acest Weekend League. Rijkaard se decide să-și ia soarta în propriile mâini, bagă un sprint, fundașii adversarului nostru sunt niciunde, ne calculăm pașii cu Rijkaard, frumos, pâc, 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 bam, șut, gol, 4-1, minutul 41. Bă, un palindrom, un oglindit, un ce să mai ard, domnule, ard. Are un contraatac slash atac adversarul nostru, mingea sare și tot sare la el și tot la el rămâne și cu Mbappé la colțul lung știm destul de bine că este foarte greu să scoatem un gol și aici se termină forja sau forța adversarului nostru, căci până la final nu se mai întâmplă nimic și se termină 4-2 făcând 9 victorii și am făcut 46 de puncte, 9 victorii, avem de donat un meci și întâlnim o echipă puternică cu Ramos, Hernandez, Ribery, Cafu, R9, Ginola, Stoichkov, dar dăm meciul că așa e frumos. Începem frumos cu o pasă către portar, domnul Cech primește mingea și o bubuie 1-0 pentru adversar, GG. N-a celebrat, a celebrat cumva din greșeală și a dat repede skip. Rang 6, nu am mai văzut de mult acest rang. Avem 1.84 plus, 2 Food Champions Red Picks și 3 pachetele, 25.000, un Premium Team of the Week Pack și hai să vedem ce prindem. Începem cu cel de 84 plus, din care suntem fericiți cu un Mendy, nu-i rău, nu-i rău. Mergem la Red Pick-uri, unde vine Sule de 87, ok, ok, totally agree with them, și Nelson de la Arsenal 85, un LV arată binișor, este chiar jucabil dacă ai, dacă nu ai pe poziția aia la ora aceasta ceva bun. Mergem și la pachetele. 36 de rare players, în rare player pack vine domnul Ziyech și atât. Iar din Jumbo Rare Player Spec suntem fericiți cu un german CB-ul de la Borussia, domnul Hummels. Absolut oribile pachetele, absolut oribile. Aici mai avem și un Sesco în spate, un Team of the Week. Și mergem și pe Premium Team of the Week Pack, unde primim pe domnul Ziule, din nou 87, e ok, e ok, și aici vreun 30.000, probabil în spate nu se mai află nimic. Da, cu Cucueze și Darami, 30, cu încă vreo 20 pe Quicksell, e ok, nici măcar, e 24.000, cu 44.000 și de aici. Și aia e. Bă, pachetele nu prea mai contează, avem o echipă bombă, îl avem și pe Di Natale și chiar nu mai sunt necesare pachetele. Mă bucur foarte mult că am reușit să întorc Weekend League-ul, pentru că din primele 10 meciuri am câștigat doar 3, după care din ultimele 10 am câștigat 6, ceea ce este insane.
Mă bucur că am făcut din nou 9 victorii, iar în rest, Dumnezeu cu mila, jocul este pe final, este pe gătate. Să fim serioși, trebuie să vină Team of the Season și ciao. 2 luni, cred că 2 luni mai ține. Mulțumesc că v-ați uitat și la acest episod. Nu uitați să dați like, să dați subscribe, să dați comentariu, să-mi ziceți voi ce rank ați făcut la Weekend League. V-am pupat și până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao.